Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre aria și volumul sferei. Sfera este mulțimea punctelor din spațiu egal depărtate de un punct fix numit centrul sferei. Raza sferei este distanța de la centrul sferei la un punct de pe sferă. Aria sferei este egală cu 4 ori pi ori raza la puterea a doua. Volumul sferei este egal cu 4 pi raza la puterea a treia, totul supra 3. Ne vom distra în continuare cu câteva aplicații în care vom utiliza formulele prezentate anterior. Un globuleț în formă de sferă se pune într-o cutie cubică, astfel încât fiecare față a cutiei atinge globulețul. Știind că muchea cutiei este de 10 cm, verificați dacă raportul dintre volumul globulețului și cel al cutiei este mai mic decât 1 supra 2. Diametrul sferei este egal cu muchia cubului, deci raza sferei este egală cu 5 cm. Notăm V sferă volumul sferei și V cub volumul cubului. Volumul sferei este egal cu 4 ori pi ori 5 la puterea a treia supra 3 obținem 500 pi supra 3 cm cubi. Volumul cubului este egal cu 10 la puterea a treia egal cu 1000 cm cubi. Raportul dintre volumul sferei și volumul cubului este egal cu 500 pi supra 3 totul supra 1000 egal cu pi supra 6. Cum pi este mai mare decât 3, rezultă pi supra 6 mai mare decât 3 supra 6. 3 supra 6 fiind egal cu 1 supra 2, rezultă raportul dintre volumul globulețului și cel al cutiei nu este mai mic decât 1 supra 2. În următoarea aplicație avem area unei sfere egală cu 144 pi cm pătrați. A mic, determinați raza sferei. B mic, calculați volumul sferei. C mic, sfera este secționată de un plan aflat la distanța de 3 cm față de centrul sferei. Determinați raza cercului de secțiune. Aia sferei este egală cu 4 pi raza la puterea a doua. Știind că aceasta este egală cu 144π cm pătrați, calculăm raza. Când lungimea acesteia este mai mare decât 0, obținem raza egală cu 6 cm. Volumul sferei este egal cu 4 pi raza la puterea a treia supra 3, trei, deci va fi egal cu 4 pi ori 6 la puterea a treia supra 3, trei, egal cu 288 pi cm cubi. Sfera este secționată cu un plan aflat la distanța de 3 cm față de centrul sferei, deci o oprim egal cu 3 cm. În triunghiul dreptunghic o oprim-aprim, Aplicând teorema lui Pitagora, obținem că O prim la puterea a doua este egal cu O prim la puterea a doua plus O prim A la puterea a doua. O prim A egal cu radical din 6 la puterea a doua minus 3 la puterea a doua egal cu radical din 27, deci O prim A egal cu 3 radical din 3 cm. Vom vedea în continuare o altă aplicație, în care scufundăm o bilă sferică în apa dintr-un recipient care are forma unui cilindru circular drept cu raza egală cu 12 cm. Apa se ridică în recipient cu 16 cm. Calculați raza bilei. Notăm V-indice S volumul sferei, R-indice S raza sferei, V-indice C volumul cilindrului și R-indice C raza cilindrului. Volumul sferei este egal cu 4π ori raza sferei la puterea a treia supra 3. Trei. Volumul cilindrului este egal cu π ori raza cilindrului la puterea a doua ori înălțimea cilindrului. După scufundarea bilei în recipient, apa care se ridică are același volum cu volumul corpului introdus și ocupă forma vasului. Obținem 4π ori raza sferei la puterea a treia supra 3, Egal cu pi ori 12 la puterea a doua, ori 16. Raza sferei la puterea a treia este egală cu 12 la puterea a treia, deci raza sferei este egală cu 12 cm. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarea problemă.